Am aici patlagele și am să fac tocană din ele. Sunt și poet pe deasupra. Am uitat să vă zic. Huștiu cu o lecuțică de oală pe agregat. Foc, nu foarte mare, dar nici foarte mitel. O lecuțică de ulei. Țăgă, 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 țăgă. Huștiu cu vreo două cepi, tăieti. Așa, două cepi din mărimii medii. Medii chiar sunt primari, aș putea spune, da. Una a fost mare și una mai mititică. Ce se întâmplă? Pătrăgelile noastre sunt destul de acide, sunt acrișoare. În cauza asta trebuie cumva să folosim niște legume care să balanceze gustul ăla acid. Folosesc ceapă destul de mult, că ceapa conține foarte mult zahăr în ea, foarte multă dulceață naturală. Și mai încolo am să pun și niște ardei, capia. Uite așa, destul de multișor, că și ăla are foarte multă dulceață. Și atunci n-ar trebui să am o problemă cu pătrăgelile mele, înțelegi? În plus și ceapa și ardeii dau un gust deosebit. După ce s-a înmuiat cât de cât ceapa, huștiu cu niște usturoi, vreo trei cățăi așa, opțional, bineînțeles, niște ardei iute, amestecăm, uite așa, o lecuțică și lăsăm așa pe foc pentru un minuțel să prindă viață usturoiul, știi? După care huștiu cu o cantitate, cum vă ziceam, destul de generoasă de ardei. Eu am aici ardei capia, au fost patru ardei capia pe care i-am tăiat, uite așa, fâșiuții. Ăsta este momentul când am spus niște sare, uite așa, niște piper, vreo două, trei frunze de foi de dafin. Uite așa, am lăsat ardeii ăștia pe foc vreo, eu știu, 5 minute, cam așa, până când au început să se înmoaie cât de cât, huștiu cu pătrăgelile pe care le-am tăiat. Uite așa frumos, pac, și amestecăm frumos. După care huștiu punem capacul, dăm focul mititel, 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 și lăsăm să fiarbă la foc mititel. Până când, habar n-am. Zic eu așa, cred că vreo 40-45 minute. Depinde foarte mult de cantitatea de legume. Cheia la tocănița asta este focul mititel. După cum vedeți, nu am pus apă absolut deloc. Din când în când, automat am să mai amestec, să fiu sigur că nu se prinde de fund. Toate legumele ar trebui să-și lase destulă apă pentru tocănița noastră. Nu trebuie să-i adăugăm noi apă. Dar dacă cumva toată treaba se usucă prea tare înainte să fiarbă foarte, foarte bine legumele, atunci mai putem să adăugăm puțin apă. Pic, pic, pic. Cum ziceam, eu așa plănuiesc să țin pe foc în jur de 40 de minute, să amestec din când în când. Dacă văd că rămâne fără lichid, adaug puțină apă, dar nu cred că o să rămână fără lichid dacă ținem capacul pus. Așa că ne vedem o lecuță mai încolo. După aproximativ 45 de minute, cred că am ținut toată treaba. Cum ziceam, am mai amestecat așa din când în când, nu i-am pus apă absolut deloc, așa cum bănuiam. Legumele și-au lăsat destul apă, s-au înmuiat bine, bine, bine toate legumele. Am gustat-o puțin înainte, este extraordinar de bună, dar încă este destul de acidă, pentru că pătrăgelile cele au fost foarte acre și din cauza asta am să adaug jumătate de linguriță de zahăr, uite așa, și am să mai pun aproximativ, eu știu, o linguriță de boia dulce. Am golit recipientul ăsta de boia, cam o linguriță era aici. Am să amestec frumos. Lasă așa fără capac să fiarbă ca să mai scadă puțin din zamă, că e prea mult după gustul meu. După ce am mai scăzut o lecuțică, ăsta este momentul în care poți să te oprești și în care probabil că și bunica se oprea. Înțelegi? Și o servea atunci când făcea tocănița asta. Dar eu vreau să fac toată treaba puțin, puțin mai cremoasă, puțin mai gustoasă și am să adaug niște smântână de gătit. Uite așa, huștiu că aici am să amestec frumușel. Uite așa, hai doamne. Și mai lăsăm să fiarbă, uite așa, vreo două minuțele, nu mai mult. Vă spun sincer, știu că nu este tradițional, știu că probabil bunicile noastre nu așa făceau tocănița asta, dar țipă după smântână. Îi pui smântână, duci tot la un alt nivel, crede-mă. Uite așa, la sfârșit, huștiu cu o mână generoasă de pătrunjel și am stâns focul. Gata, tată. De-aia aștept măliga fierbe lângă mine aici, păi da, cum adică? Hai să vedem care-i șmecheria. Cu mintră, așa, cu măligă, cu tot. Este. E bună? Bună! Da, da.